Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, venus, ascendent, nou, nord, în balanță. Etalare pentru uh, perioada 8 8 9 9 2021. Între două portaluri să vedem ce evenimente se întâmplă în viața unora, unele din evenimente. Evident că nu o să pre, uh, presupunem tot ce se întâmplă în viața voastră, în fine. În timp ce pregăteam cărțile, nu ce au venit, în timp ce amestecam, înainte de a medita la voi și a le amesteca cu gândul la voi, au apărut niște mesaje. Unii dintre voi nu aveți curajul să comunicați ceva, și a venit dragonul invers, care reprezintă cea a treia a energiei. Nu aveți energie. Ori din cauza unor conflicte, ori conflictul este interior pentru că nu aveți curajul să spuneți ceva acum. Alt mesaj. Trebuie să curățați terenul pentru o nouă construcție. Trebuie să vă reconstruiți într-un fel sau altul casa. Casa reprezintă sufletul of, din perspectiva multor poeți, filozofi și psihologi. Și astrolog, evident, că e casa patra a sufletului, da? Trebuie să vă reconstrui sufletul, ce este foarte frumos că vorbim de casă, construcția asta, pentru că vecinii construiesc și orice mesaj, orice se întâmplă în jurul nostru, în timpul etalelor, ar putea să fie un mesaj pentru voi, în timp ce am amestecat aceste de cărți, care reprezintă, care va. va arăta că decât energia generală, energia generală a acestei perioade, prima carte care a vrut să se arate a fost sinele, deci construcția sufletului vostru, al sinelui vostru. Interesant este că avem trei porumbei. Aveți! Hai să zicem avem, că vreau și o să intru. Când e vorba de trei porumbei, pe care tocmai am desenat în ultima mea lucrare, evident că ne gândim la Trinitate, de aia am și desenat trei, da? Și din acest motiv și creatorul acestei cărți a folosit trei, porumbei, tatăl, duhul și, și fiul, da? Sunt cele trei aspecte ale voastre, ale noastre, ale spirului, sufletului nostru, spiritului nostru superior. Ce număr avem? Avem numărul 14. Numărul 14, dacă nu mă înșel, 14 este dedicat, da, 14 este temperanță. Temperanța în tarot. Trebuie să. la temperanța înseamnă nu doar că trebuie să aveți răbdare în creșterea voastră spirituală sau ca altcineva să crească spiritual, dar trebuie să vă vindecați de niște dragoni care vă înfășoară, vă înfioară. Și acest dragon poate să fie nodul nord și nodul sud, ce ați făcut în viețile anterioare și ce ar trebui să faceți în viața asta și nu faceți, sau ce ați făcut și ați făcut greșit și acum plătiți karma. Sunt niște chestii unde destul de complicate care trebuie să rezolvate, vindecate, curățate, cum am zis mai devreme. Wow! Wow! Exact ce am cu fetița mea, o fetiță care vine la pregătirea la desen astăzi. Am desenat un personaj care are în mâini focul. Da, eu cu copiii mei lucrez chestii interesante. Și aici este lumân, lumină, nu doar în suflet, ci în mâini. Dacă reușiți să vă curățați energetic, reușiți să manifestați lumină și nu doar în sensul poetic, metaforic, chiar unii puteți să descoperiți abilități de vindecare, da? Eu știu ce. Ce, ce, talente, ce abilități speciale aveți în acele mâini curățate, energetic, da? Prin această reconstrucție sufletească și spirituală. Oh, foarte frumos! Am și o trandafie de ăștia în curte, culoarea asta. Dar, cred că o să mai florească mai înspre toamnă, în flori primăvara, primăvara. Câți aveți cinci trandafiri, cinci înseamnă schimbare prin creativitate și este culoarea lavande, iar, știți, e o vibrație înaltă. Unii poate ați început, mai ales, mai ales, unii care chiar a trecut prin acel moment de trezire și știți că nu e suficient să te trezești. Procesul cel mai greu este de vindecare, de transformare. Trezirea, să zicem, chiar dacă e șocantă, e un moment, da? Ce urmează după acel moment este mai greu. O să vorbești despre leu, dar vreau să mai trag încă două cărți. Energia generală. Eu te gândul că tot vorbim de Libra, de balanță, da? Semn de aer. Și încă unul. Vai, ce frumos, ce frumos și ce greu. Alegerea. Punctul zero. Mai apărut la o zodie. Cred că tot venusiană, dacă nu mă înșel la taur. Da? Gândul. 18, 18. Este luna. Iar emoții, o lume uh, emoțională care vă învață să vă... Știți, mai întâi gândul este... De fapt, gândul este cel care creează emoțiile. Emoțiile creează acțiunile. Și acțiunile ne definesc încet, în general, încet, încet. În primul rând, noaptea. Unii dintre voi aveți două tendințe. Unor să visați, altor să intrați în, să vă faceți prea multe griji. Concentrați-vă nu neapărat pe vise, cât pe gândurile creative, gândurile care vă aduc lumină și vă inspiră. Eventual, încercați să vă vedeți fricile cu încredere și cu sinceritate ca să nu, le mai, să nu vă mai fie frică de ce, eu știu, ce are orice om are fricile sale. Gândul și alegerea. E o alegere grea. Pe de-o parte, există tentație și inspirație. Cineva vă și tentează, vă și inspiră. Cineva poate este mai analitic, dar este și rece și sobru. Hm. Oricum, trebuie să găsiți varianta de mijloc. Sunt trei portaluri. Da? Prin unul treceți ca de gheață, prin celălalt, nu știu, plângeți și vă consumați. Vedeți prin care treceți care cuvântul? Nu ne afectați. Prin care treceți cu optimism și cu speranță. Este un punct zero. Da? La care trebuie să meditați. Gândul acesta face. Nu? Meditați, meditați, dar ca să puteți să vedeți aceste gânduri așa cum sunt ele, să vă întoarceți fața către ele, trebuie să vă reconstruiți sufletul. Da? Energia generală a acestei sau cum trebuie să priviți energia generală a voastră în privința acestei, eu știu, situații, este, sau cum ar trebui să vă manifestați voi, este leul, da? Zodia leului, e frumos că vine confirmarea, nu? În cărți tot apar cărți care să, în etalări, pardon, apar cărți care prezintă perioada în care vorbim zodia leului. Poate aveți de-a face cu cineva cu marcaj în zodia leului, da? Mândru, încrezător, un oarecare succes în lumea sa, într-un fel sau altul atrage publicul, poate sunteți voi dacă aveți marcaj în zodialeului, dacă, ei, dacă nu vă simțiți voi aici, poate e altcineva, da? Hmm. Varianta cea bună, varianta cea bună este noblețea, regalitatea, mândria dusă în exces se manifestă ca și orgoliu, nu? Vanitate. Nu este bine, este varianta negativă a leului. Atunci, nobleța, poți să fii mândru, dar să fii nobil, să fii special. Și în momentul în care intrați în această vibrație, atrageți și oameni de calitate. Asta în cazul în care ați avut niște personaje care nu sunt, pentru că trebuie să alegeți, da, clar, sunteți într-un punct zero. Și nu e ușoară alegerea. Ați avut tentații, ați avut decepții, da? Tăceri, care au spus mai mult decât orice cuvânt. Nu e ușor să te reconstruiești din punct de vedere spiritual-sufletesc, da? Și aici este: trebuie să fii tenace, trebuie să fiți luptători puternici, ambițioși, dar să vă, păstrezi, vă păstrați natura. Sau să. Poate nu e vorba de păstrare, poate e vorba de manifestare. Să încercați să fiți nobili. Așa în felul în care sunteți. Ce frumos! Șase de apă. Șase de apă, în general, în tarot, reprezintă. puf, reprezintă o întâlnire cu Sufletul Pereche, un Suflet dintr-o altă viață sau din copilărie. Un Suflet care vă înțelege. Aici arată interesant. Un Suflet de destin, eventual. Ia uite, și un as de băte. Și elementul aer. Dar trebuie să fiți în echilibru între corp și minte, da? Ca să începeți ceva nou cu încredere. Aici e un dragon, acolo e un leu, da? Este un peianjer. Să generați o nouă rețea, un nou cerc de prieteni, să vă reconstruiți eventual destinul în momentul în care vă reconstruiți sufletul și spiritul și destinul se schimbă. Ne putem schimba destinul prin alegerile pe care le facem, da? Și alegerile trebuie să fie pline de dragoste, de iertare, sclipici cu licurici, sau cum se zice. Uh, pupici cu sclipici, nu mai știu cum era urările ale că de obicei nu le folosesc. Pupici cu sclipici. În fine. Un personaj uh, eteric, undeva în viața voastră care va trage în această lume. Și de ce nu ar face, face nu ar face parte și acest leu din această lume? Variază, depinde ce, ce manifestă leu dacă reprezintă prezintă sau da își reprezintă varianta sa cea bună, dar poate să, face, să, facă parte din această lume. Este o nouă lume. O lume neptuniană, nu aș zice acvatică, nu. O lume ideală. E o lume ideală, un destin. Puteți să creați un destin cu cineva, eventual când zic că șase de cupe este un cuplu de fapt, întâlnirea cu sufletul pereche. Puteți să manifestați acest început și, să, și repet, să vă recreați destinul. Nu știu de ce mă cam potignesc așa, să iau o gură de apă. Dacă sunteți în echilibru, ah, și ce frumos, ce frumos vine mesajul și dacă vă rupeți de această karmă, da? Vă, dacă, uf, dacă vă rupeți de karmă, dacă vă rupeți lanțurile, că sunt contracte la locul de muncă, eu nu îndemn pe nimeni musai către separare sau despărțire, dar dacă stați nefericiți lângă cineva sau nu musai nefericiți, simțiți că nu vă reprezintă sau nu puteți voi să, să fiți sau să vă descoperiți lângă acele personaje, tot aia În fine, mesajul este să ieșiți din karmă, să vă rupeți de lanțuri, de sistem, de tradițiile care promovează lucruri nepotrivite pentru aceste vremuri, să fiți în echilibru, minte și corp și atunci începe să manifestați inspirația despre care am vorbit, Parcă, la un moment dat, nu? Am vorbit de inspirație, nu mai știu. Dacă nu o spun acum. Da, și să generați această nouă rețea. Este un spăiaj, interesant. Spăiaj. Dar pentru asta trebuie să munciți, să munciți tot timpul. Pentru acest nou destin. 15, 16. 16. 16. 16 cred că este turnul în tarot. Da? Că 17 reprezintă steaua. Parcă. Și 15 diavolul. Da? 16 ar putea să fie turnul, trezirea. Oricum. Interesant ce am discutat astăzi cu prietena mea. Cum poți să strălucești într-un mediu care te. te poate să fie și familiar și profesional, care te apasă, da? Cum poate această stea să strălucească înconjurată doar de piatră? Nu, stea trebuie să fie deasupra ca să poată străluci. Este un citat în Biblie, nu știu dacă o să-l găsesc, dar la un moment dat zilele astea o să-l pun sub video ca să-l citiți și voi. Este foarte sete. Poate că și voi aveți un deficit de emoții sau vă consumați. Vă consumați emoțional. Am văzut. A, da, uite, aici este. Aici am văzut. Da. Valetul de monede 8 de cupe, 3 de băte și 4 de monede. Toate elementele aproape, nu? văzuse un 8 de cupe, dar ce-mi place la această carte este că personajul care pleacă către atingerea acelui ideal, către nouă de cupe, către dragoste față de sine, nu lasă cupele astea văraiește ca în alte situații, ca în alte cărți, da? Le pune în ordine. Asta ce înseamnă? Ok, vreau să manifest ceva nou, să-mi reconstruiesc sufletul, eventual să dau telefon și să vorbesc cu cineva, poate să țină și de comunicare practică cu cineva, de care tot am încercat să mă detașez, dar undeva în sufletul meu tot sper. Tot sper pentru că n-am cum să mă detașez total, pentru că țin la acest personaj. Da? Acum, 8 de cupe, am spus. 8 de cupe, asta este un 8 de cupe foarte fain reprezentat. Pentru că cine pleacă să, să găsească a noua cupă, lasă celelalte cupe în ordine. Patru de cupe. Niște oportunități pierdute. Iubiri pierdute, da? Ocazii pierdute trei de cupe, bucurii cu prietenii sau trădări, nu contează, le-am pierdut, le-am câștigat, le pun în picioare, nu le las răsturnate aceste cupe. Adică și asul de cupe, dorința de a mă vindeca, da? Nu o las într-o parte aruncată, o pun frumos cu grijă deasupra tuturor, dorința de a vindeca, triourile, prietenii care nu m-au reprezentat sau care nu m-au ajutat în, căra, în drumul pe care a trebuit să-l merg, da? Cele pierdute sau lacrimile, eu știu, plânse pentru X, Y, Z. Ce vreau să spun? Faptul că sunt ordonate toate aceste lucruri arată că personajul nu depreciază experiențele prin care a trecut, ci din potrivă le apreciază. Da, chiar dacă e suferință, apreciez suferința prin care a trecut. Apreciez faptul că am pierdut o oportunitate pentru că data viitoare nu o să o mai pierd. Și asta înseamnă ridici cupa și o pui frumos în ordine, la lângă celelalte. Și apoi pleci, pentru că asta înseamnă ți-ai făcut o oarecare ordine, da, în Suflet. Apropo de reconstrucția aceea sufletească. Stabilești, tu, ok, vrei să faci cu tare lucru, să te direcționezi într-o anumită zonă spirituală. Dar ce păstrezi și ce arunci? Na? Sau poți să arunci, să zic. Știu, lacrimile, pelin, că mai ce mi ocupe cu pelin, dar păstrează cupa, experiența ca atare, ca să poți să înveți din ea. Că 8 merge către 9 și 9 înseamnă Jupiter, înseamnă uh, înțelepciune, expansiune. Da? Eventual, trebuie să lăsați în urmă toate aceste experiențe ca să vă regăsiți, nu no, am zis că reprezintă Jupiter și apare trei de băte care într-un fel sau altul poate reprezenta a treia zodie de foc, adică săgetătorul într-o formă sau alta. Nu neapărat că aveți voie de a face cu săgetător. Poate da, poate nu. Ideea este că această casa săgetătorului reprezintă casa optimismului, a speranței, a călătorilor peste hotare. Poate că așteptați să mergeți să vă întâlniți cu cineva la care încă țineți foarte mult. Aș și vreți să comunicați cu ei. Dar ca să ajungeți acolo, trebuie să lăsați lucrurile într-o anumită ordine. Puf! La capătul setului de cărți, iau, și da. aveți, diavolul, regele de cupe. Nu zic musai că regele de cupe diavol sau că regele, sau diavolul pf, vă iubește, nu. <laughs> Stai, cum era? Era o melodie, Merlin Manson zicea, într-o melodie. Hm. Uh, urăsc drogurile, dar drogurile mă iubesc. <laughs> Pentru cine o fi, nu știu. Era într-un cântec, de-a sa, Melen Manson. Uh, umbra 10 de spade, cavalerul de bute, cavalerul de cupe, de spade, de bute, de cupe, toți cavalerii, da? 3 de cupe. Undeva a trebuit să alegeți să alegeți la un moment dat, summer in time, da? Undeva a trebuit să alegeți să vă echilibrați și acest echilibru va ținut, sau această necesitate de echilibru sau dorința de, de a alege va, va ținut pe loc într-o privință, pentru că nu poți să alegi așa în grabă, da? Din fugă, nu. Și va ținut pe loc în întâlnirea cu sufletul pereche. Deși, deși, deși v-ați dorit unii dintre voi să vă exprimați această bucurie pe care o simțiți pentru ei pe toate căile posibile și prin emoții și prin pasiune și prin cuvinte. Dacă se poate să invitați la o cină romantică să le scrieți sau să le comunicați, eu știu ce, nu neapărat, un cavaler de spade nu poet. dar este întuioșător de direct, asta că nu este înfricoșător de direct, că poate să fie și înfricoșător de direct. Cavalerul de și el este simpatic în varianta sa faină. Vă cucerește, vă ia pe sus, dar vă răpește și vă duce în serai sau în rai, preferabil într-un rai al vostru, într-un paradis personal. Și totuși, din niște motive nu s-a manifestat această comunicare. Am spus că unul din, nu știu, cineva nu are curajul să comunice și din cauza că nu s-a comunicat toată această bucurie, toate aceste stări. Da? poate că au mai fost și niște treburi de făcut, aceste, această ordine emoțională și mentală de dezamăgirile trecutului, toate emoțiile pe care le simțiți pentru cineva, vă creează așa o stare de intoxicare și o stare de dependență, pentru că până nu se manifestă regele de cupe, se manifestă diavolul. Acum, aia, trebuie să alegeți. Diavolul poate să fie mândria, orgoliu atașamentul sau dragostea necondiționată, regele de cupe. Ce vreți să manifestați? O să mai vorbim. Deocamdată doar au fost așa niște mesaje pentru unii, pentru alții, nu fi pentru toată lumea. Dar pentru unii, cu siguranță că sunt niște mesaje. Hai să nu am este Ia uite, 10 de bâte. Pentru mine, jobul sau căsătoria aceea epuizantă, nesuferită, în care unul trage și uită că mai există. Nu știu, eu nu mi-am dorit niciodată Ia uite ce frumos, regina de cupe, aici este. Unul, voi sau altcineva, e pur și simplu intoxicat de emoții, de dragoste și consideră că sunteți suflete pereche, regele și regina de cupe. Și ce dacă sunt cupe, chiar dacă sunte semne de aer? Asta nu înseamnă că unii nu sunteți sensibili, da? Dacă aveți lună în semn de apă, clar că sunteți sensibili, chiar dacă sunteți semne de aer. Că vrei să nu, sau nu vrei să vă negați emoțiile, există. Că tot am vorbit de șase de cupe de întâlnirea cu sufletul pereche. Balanță. Ia să vedem. Soarele unul venus, Ascendentul, în în balanță. August-septembrie. Hm. Ah, ce frumos! Îmi place regina de cupe, da, îmi place. 8 de cupe. Hm. Hai să vedem. Regele de spade. Hm, Ar trebui să fiți voi, dar poate nu sunteți voi. Faetonul. 5 de băte, nu-mi place că se termină, mai pun cu o carte. Uf, nici 8 de spade nu-mi place. 8 de spade, 8 de bâte. <gângânt> ah, ce frumos că am mai tras într-o încă o carte. Afa apare și... Păi ce am? Mă potignesc așa în vorbă. Apare și asul de cupe. Probabil că o pot și în această călătoria voastră către dragoste, către vindecare. Da? Pentru cineva, unii sunteți într-un job, într-o poziție, într-o familie tradițională, plină de fițe, da? Acum că fi părinții și bunicii, că fi, eu știu, soția și copiii, are o familie, da? Cu pretenții, cu fițe, cu bani, cu așa tradiție, da? Și apare un personaj independent pentru unii, da? 6 de băte 9 de monede care vă atrage atenția și care, într-un fel sau altul, vă inspiră să vă descoperiți ce poate libertatea. Poate libertatea, să vă redescoperiți pasiunea dacă ați uitat-o pe drum în acel cuplu. Acum, regina de cupe. Semn de apă, dar nu obligatoriu, persoană emoțională care vă atinge sufletul și totuși s-a produs o separare între voi. Posibil să, fă, să fiți semn de apă, semn de aer pentru unii, nu pentru toată lumea. Dar între voi, cel care este mai rațional, vedeți care sunteți, da? Unui rațional, poate nu sunteți voi aici, deși puteți să fiți. Puteți foarte bine să fiți, da? Că sunteți sem de aer, sunteți balanță, totuși balanța e rațională, nu? Unul e rațional și altul e foarte sensibil și empatic și simte stările celuilalt. Puteți să vă completați foarte bine dacă reușiți să înțelegeți că și apa are rostul său și spada are rostul său, da? Și totuși s-a produs o separare între voi. Unul dintre voi a plecat. A plecat către acel nou decupe despre care am vorbit, a aplicat să se reconstruiască, să-și reconstruiască sinele, că poate în preajma acestui personaj mai rațional, poate prea rațional pentru structura sa uh, normală, da? Poate prea rațional, da? Ceva ceva nu, nu mergea. E aplicat și apare faetonul. Și totuși, după această plecare, simt că regele de spade, personajul rațional, începe să se gândească că ar fi, mă, parcă totuși ar fi posibil să mă bucur și eu de dragostea asta, să mă bucur și eu de emoții, de asul de cupe pe care mi-l arată regina aceasta. Regina asta are un ocean și totuși din oceanul său îmi oferă o cupă de emoții. Eu stau atâta să mă gândesc. Ce-ar fi să merg înspre această cupă, înspre această ofertă. Nu știu, eu am senzația că este o reacție cu întârziere. Sau personajul acționează cu întârziere la această ofertă. Vedeți și voi cum vă găsiți. Evident că nu spun pentru toată lumea, dar în această nouă călătorie pe care regele de spade o hotărăște să o manifeste, călătorie, nu orice fel de călătorie, am mai vorbit-o de călătorie și un pic mai devreme, dar este o călătorie predestinată, că tot am văzut, am văzut aici destinul, da? Unde e? Unde e? Hai să-l vedem. Unde era? uite la aici, da? Destinul. Am zis, a de fai tot nu merge către stea, către destinul său, da? A zis cineva a, oferi, a oferit o cupă, o inimă, ceva, niște emoții. Și celălalt a stat și le la... Mai... Nu avem nevoie de emoții, avem de lucruri concrete. Și apoi v-am zis, după un timp, mai dar parcă totuși, m-am săturat de lucruri concrete. Poate am și o nevoie de cineva care să mă simtă, fără să vorbesc. Eu nu prea vorbesc așa mult fără să trebuiască să-i dau explicații și să-i demonstrez tot timpul unul și una alta. Nu e de un personaj empatic. Ok, m-am hotărât, m-am hotărât să iau mașina, calul, motocicleta, bicicleta și să merg către această cupă. Sore o cu posibil, eventual, pentru că cinci de băte se luptă cu concurența, cu vrăjmașii, cu dușmanii, cu vecinii, cu vecinii voștri, cu vecinii lor, cu rudele voastre, cu rudele lor, da? Nu contează cu cine. Da, totuși, apare acest blocaj mental din când în când. În această luptă mai apar momente în care, pe, și dacă nu o să iasă, dacă mă lupt degeaba. Aici este să nu picați în această decepție. Apropo de lupta cu gândurile pozitive și negative, dar de fapt cu lupta cu gândurile negative ca să puteți manifesta pe cele pozitive, cum am zis mai devreme. E alegerea. Ce vreți? Pe ce portal vreți să mergeți? Sau, de fapt, în drum, călătoria pe care o manifestați, da? Cum trece sau cum călătoriți? Plin de optimist sau pesimiști? Da? Sau ambițioși? Dacă o faceți doar așa din vanitate, din mândrie, Dacă o faceți că, a, da, dacă nu, nu, da, nu, nu o să iasă, iar nu o să iasă, nu? Trebuie să munciți într-adevăr 8 de monede. Trebuie să munciți și eventual să vă redescoperiți pentru că fiecare monde de este altfel. Trebuie să vă, nu că trebuie, vă veți, vă veți redescoperi în acest strădanie de recucerire, de, nu știu, demonstrație de dragoste față de cineva. Acum, ca acum se referă față de, că, ce am? Vorbesc un pic cam mai ura. acum povestesc despre voi sau despre cineva din viața voastră care se poartă așa, și ar manifesta această recucerire posibil să varieze. Hai să și clarific. Clarificăm, te rog frumos. Părțile. Pentru balanțe. Soarele luna, vine să din nou din, din balanță. Nu știu ce am. În urmă, mai potrivesc în exprimare. Poate ar trebui să beau mai multă apă. Tot e cald, odată tot de trei ori. Clarificări. Ia. O, ce frumos lumea, interesant. 2D. Vă te vedeți? Lumea sub regina de cupe. Valetă de monede. Iar reconstrucția aceea. Cineva se gândește, parcă că totuși aș, aș construi. ca altfel, dacă nu plec, dacă nu plec, o să regret toată viața. 4 de cupe. Eu, eu cupă, apropo de... Cineva mi oferă această cupă. Da? Poate că este unica în destinul meu care va fi așa. Cineva mi oferă ceva special. Ce vine din alte dimensiuni, din alte lumi. Parcă ar fi păcat să nu aleg această călătorie, această victorie. Lupta sau recucerirea acestei, acestui personaj. Regele de monede. Probabil să fie personajul cu care vă luptați. Ia uite. Da, aici este blocajul. Oare mai merită să mai mă lupt? Pentru că am pierdut ocazia. Probabil că ei și văd de viața lor. Au încheiat capitolul. Eu stau și plâng și nu găsesc soluții. Vor mai fi momente în această călătorie în care veți gândi așa. Mare grijă. Acum. Hai să me luăm. Ah, ce frumos! Ce frumos! Nu-i așa că e super? Ia uite, mai las o carte în Și la capătul setului de cărți, urata norocului. 10 pentru cei care sunteți în octombrie. Da, doriți! Ia asta e înțelegerea voastră. Asul de spade la care a ajuns regele de spade după ce a pierdut o dragoste, a pierdut o oportunitate. Da, e cam încheiat capitolul, pentru că sub regina de cupe apare lumea. Posibil. Ori o călătorie în jurul lumii sau departe va separat, am zis o separare. Acum, poate nu neapărat o cineva s-a detașat emoțional, nu s-a evoit. Dar poate este o necesitate, sau a fost necesitat, necesară o călătorie a uneia dintre voi și uite așa călători, călătoria, călătoria v va separat. Dar în acea separare, 8 de cupe, a apărut și importanța unei planificări sau unei alegeri. Ce fac? Mai stau cu gândul la trecut sau manifest viitorul, da? steagul victorios? Stau în construcția veche, apropo de reconstrucția sufletească spirituală sau mă reconstruiesc? Și la lucrurile astea cred eu că s-a gândit regele de spade balanță, bănuiesc. Dacă o fie altceva la care v-ați gândit, puteți să-mi spuneți și atunci ceea ce spun, spun despre persoana din viața voastră. Poate unii dintre voi aveți un copil și din cauza copilului trebuie să regândiți sau să întoarceți pe toate fațetele, fațatele, situațiile și oportunitățile pe care, nu știu, care vin înspre voi, da? Dar, trecând poate nu toți aveți copii, nu toți sunteți soți, regele de monede, sau nu toți sunte soții, că poate să fie și soția care... Na, vrea să trăiască o poveste de dragoste după ce s-a plictisit de o, o relație, eu știu, prea rațională, pragmatică și tradițională. Eu nu cred că balanțele pentru mult timp pot să reziste într-o relație tradițională. Nu cred. Ști, știți de ce? Pentru că există trigon cu vărsătorul, da? Că aveți ascendent în balanță, atunci ar însemna că vărsătorul în casa 5 a cincea și aveți nevoie de bucurii ciudate, stranii, povești ieșite din comun, da? Aveți nevoie de ceva original, nu de lucruri musai, stricte și tradiționale. Chiar dacă vă doriți echilibru. Hmm... Deci, acest rege de spade s-a gândit a cât timp ați fost separați de această dragoste, de această oportunitate, acest suflet pereche care a venit cândva sau a venit în ultima vreme, iar variază de la unul la altul. Clar, acest personaj a venit într-un fel sau altul. Ia uitați-vă și voi. Poate nu mă exprim eu chiar bine zilele astea, dar uitați, aceeași cromatică, da? Cineva oferă din suflet. Da? Sclipici, pupici, dipici. Cineva are lipici. Cred că s-a lipit cineva de sufletul vostru. Am înțeles mesajul, mersi. Cineva s-a lipit de sufletul vostru într-un fel așa mai altfel. Într-un fel special. Așa, și acest rege de spade își dorește să construiască ceva, să comunice ceva și ca să comunice și să construiască trebuie să aleagă, da? Și ce trebuie să aleagă, da? Ce manifest? Trei de cupe sau asul de cupe, da? Această nouă șansă la dragoste, la vindecare, poate să fie vorba și de vindecare cu steaua și cu asul de cupe, da? Și ca să mă vindec, trebuie sau ca să iubesc, trebuie să las în urmă trecutul, da? Și să merg Înainte. Adică, trebuie să aleg 0, despre care am vorbit mai devreme, alegerea, da? Și apoi să merg. Și ca să aleg, trebuie să separ gândurile negative de cele pozitive, nu? Și asta înseamnă, am zis mai devreme, va apărea momente în care va trebui să vă luptați cu tradiția, cu familia, cu tatăl, cu mama voastră, eventual cu soțul, cu soția, cu X, cu Y, cu șeful, cu eu știu cine, da? Va trebui să vă luptați cu ei sau cu un mental materialist sau cu, eu știu, obsesia pentru carieră, iar că tot am văzut diavolul, da? Și apare la un moment dat, vor fi și momente în care vă gândiți, a, eu ce am făcut, am pierdut ocazia asta, nu mai reușesc să găsesc soluții, cum să fac, cum să mă împac, cum să regăsesc sufletul pereche. L-am pierdut, l-am pierdut. Însă, acum, ca acela să o fi pierdut, variază. Apare altul, apare steaua care vă inspiră la locul de muncă pentru unii sau, sau, dacă separați aceste gânduri negative de cele pozitive, da? reușiți să manifestați cu ceva muncă acest destin. Steaua înseamnă destin, da? Această întâlnire predestinată, că tot am văzut roata norocului, o întâlnire predestinată, care vă schimbă destinul, da? și care se manifestă într un anumit timp. Deci dacă munciți, reușiți și să vă vindecați și să împliniți acest ideal. Unii dintre voi poate lucrați în public. Poate ei lucrează în public, poate că amândoi lucrați în public, oricum. Of, ce frumos, oricum. Uitați. În momentul în care veți manifesta această călătorie cu încredere, cu speranță și cu dragoste și vindecare de rănile trecutului, dragoste față de voi și vindecare de rănile trecutului, da, se va manifesta și asul de cupe și autează. După 8 de băte apare și asul de monede. Nu doar vă veți întâlni, vă veți ierta, vă veți simți, veți plânge unul pentru celălalt, la, 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 dar veți pune și bazele acestei noi relații. un potențial special care vine cu ceva luptă, cu ceva strădani, dar vine și iar este distanța. Distanța asta dintre voi vă... Vă omoară încrederea, ca să nu las așa cuvântul acesta destul de dur, vă omoară încrederea a voastră a lor. Distanța asta e copleșitoare. Nu știu de ce. Adică e de înțeles. E de înțeles că nu poți să-ți faci prea multe iluzii când cineva e în capătul celălalt al lumii sau când e într-o altă localitate sau când, eu știu, are familie și mai trebuie să călătorească pentru job sau eu știu ce mai are de făcut. Dar, deși am pus mai multe cărți, pentru că nu mi-a plăcut să se termine 8 8 9 9 cu această energie, da? Cam pe aici se termina etalarea. Am căutat un pic mai mult, mai spre jumătatea lui septembrie la voi. Poate chiar octombrie. Da? Cine știe când. Ideea este că, totuși, așa cum au ieșit cărțile în continuare, trebuie să munciți pentru această vindecare, trebuie să munciți pentru acest personaj, această dragoste predestinată, trebuie să învățați să gândiți și să acționați în varianta voastră cea mai bună, superioară, să tindeți către cer, către idealuri. Da? Și apoi vine și asul de monede. Frumos! Care ar fi energia pe care ar trebui să o manifestați în această poveste? Balanță, soare, nu mă vine să de nu în balanță. Ce energie ar trebui să manifestați în această poveste? Hum, hum, hum. Okay. Uh, tarantula tarantul apare 65 de foc. Da? Apare 5 de foc. E cam a 5 a 5 6. Voi mm. Vă exprimați pasiunea, dragostea cu cei care sunt blânzi cu voi, cei care vă apreciază cu prietenii, cu dușmanii, Da, ce frumos. Și regele de foc. Ia, trebuie să comunicați. Trebuie să comunicați, iau, adevărul. Trebuie să comunicați bucuria pe care o simțiți în preajma cuiva, că vă atrage, da? ca să puteți să intrați în această energie matură a regelui de foc. Dar aveți de luptat cu cineva. Regele și regina de foc. Personaj care și-a mai văzut și regele de apă și regina de apă. Vă echilibrați din multe puncte de vedere. Nu vă luați muzei după ce zic, zic astrologii clasici. Că semnul cu nu se înțelege cu semnul cu Nu este suficient doar soarele să fie într-un anumit semn. Trebuie să aveți și luna, luna e foarte importantă, Venusul și alte planete ca sinastria să fie în armonie. Plus, că dacă simțiți un anumit lucru frumos față de cineva, înseamnă că într-adevăr aveți ceva de învățat de la ei. Energii foarte frumoase. Hmm. Posibil să aveți niște dușmani cu care va trebui să vă luptați. Dar în această luptă trebuie să fiți un pic creativi. Da? Cam atât. Oricum, e o energie foarte frumoasă pentru că se încheie talarea, apoi ce frumos. Da? Începe cu regina de cupe, o dragoste profundă, un personaj empatic, sensibil și se termină cu 2A și steaua. Da, aveți de mers, faetonul e la mijloc, decizia, victoria, călătoria spirituală și nu doar, și fizică. Dom'le, faetonul e practic undeva, într-un fel sau altul, nu? Ca să ajungeți aici, aveți de pus benzină, făcut ITP-ul, da? Spălați mașina să arate bine, să fie parfumată, că poate, poate vă întâlniți cu șase de cupe pe predestinată, nu? Destini. Destini. Destini child. Ce mai simt? Da. Da, vă veți transforma în această călătorie și în această relație. Dar, cred că manifestarea vine mai spre sfârșitul lunii august, început de septembrie, cam așa. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Ia, cât am vorbit. Wow!